Pandemia e o chestie pe care absolut nimeni nu știa cum să o ia, cum să o abordeze, cum să o vadă, cum să dai seama. Pentru toți a fost absolut un șoc năucitor. Adică, pentru mine este uimitor cum omul la Bill Gates spunea cu 3-4 ani de zile că, bă, există șansa să ne întâlnim cu o pandemie. Să nici măcar nu știam ce se întâmplă. Noi am citit de gripa spaniolă acum, după ce am intrat în pandemie, că stăteam pe acasă și nu aveam ce face, da? Cine a gândit-o vreodată? E o chestie care se întâmplă la 100 de ani, sperăm să se întâmple doar la 100 de ani, și un șoc fantastic. E o lebădă neagră. Normal că va reseta totul. Normal că îți va da o altă viziune asupra ceea ce faci. Noi, Phoenix, implicit eu, am abordat clar de la început această pandemie cu optimism. Deci a fost, din punctul meu de vedere, unica șansă de a putea merge mai departe în a construi lucruri. După cum îți amintești, când absolut totul a intrat în friz, noi am lăsat ecranele deschise și am invitat absolut toată piața să-și expună spoturi, poze, gifuri, orice aveau ei pe acele ecrane. Pentru că lumea pe stradă a fost, chiar și în cele mai negre vremuri, lockdown-ul ăla din 16 martie până în 15 mai. Ăla a fost cel mai dificil din punctul meu de vedere, mai ales că nu vedea nimeni nici un pic luminița, nu înțelegeai, mă, nu știai ce să faci. Și atunci, mă, nici scenarii nu puteai să-ți construiești, pe cuvântul meu de onoare. Deci, în halul ăsta eram și sunt convins că și tu erai la fel și că absolut toată planeta era la fel. Ții minte că am avut și niște interviuri atunci și discutam exact de niște scenarii potențiale. Una peste alta, Phoenix-ul a ieșit cu fruntea sus din 2020. Cred că e cazul să vorbim aici de cât am pierdut sau cât am câștigat sau dacă am fost pe break-even, pot să spun că mi s-a mărit cota de piață. Iar asta s-a întâmplat datorită scăderii întregii pieți. În concluzie, am ieșit bine. Totodată, din datele pe care le văd și le observ și din ceea ce culegem și noi și comparăm cu tot ceea ce se întâmplă pe piață, văd un lucru fantastic. Cred, nu sunt 100% sigur, sunt pe la 80% sigur că în acest moment Phoenix Media este liderul publicității stradale din București. Și când spun liderul publicității stradale din București, mă refer fix la veniturile pe care le facem noi în municipiul București. Ceea ce e un prim pas câștigat în dorința noastră de a transforma, a digitaliza, a duce outdoor-ul secolului 21 și în România. E un prim pas. Suntem bucuroși dacă este adevărat ceea ce îți spun, dar încă o dată, eu asta cred cu tărie. Și mai urmează încă un pas după aia, dar ăsta va veni în câțiva ani, că na, e logic. Din punct de vedere piață, bă, lucrurile astea ar trebui să dea de gândit. Adică să stai tu din anul 2009, să fii tu în anul 2007 să ai 80 de milioane de euro. Sau 2008. Ceva, când a venit prima criză. Să scazi tu până în 30 de milioane după aia, în 1-2 ani. Imediat, a fost abrupt rău de tot. După care 9 ani de zile să ajungi în 38-39 de milioane, hai 40 de milioane de euro. Bă, 9 ani de zile, bă, e rușinos pentru industrie, pentru că nu s-a făcut nimic. Cererea era mică, oferta era mai mare, an de an și mai mare, și mai mare, și mai mare. Normal că s-au canibalizat toate lucrurile. Normal că există panouri murdare, normal că există panouri care nu au fost renovate, pentru că prețurile au fost foarte mici. Și e normal să fie prețuri mici. Adică nimeni nu poate să se uite să zică, bă, economia asta de piață are și ea niște, de aia se numește economie de piață, îți dă niște atribute cu care trebuie să jonglezi. Dacă oferta e de 20 de ori mai mare decât cererea, e normal că prețul e foarte mic. Dacă prețul e foarte mic, de unde îmbunătățiri, de unde panouri quality, de unde? Lucrurile, cred că și noi am avut un aport destul de mare în toată această privință și cel puțin vedem că în ultimul an de zile, paradoxal, în an pandemic, sunt companii mari, companii serioase care au început să investească în structuri frumoase, în structuri digitalizate, în panouri foarte frumoase.
Adică nu vorbim neapărat de digital outdoor. Outdoor nu va fi niciodată numai digital outdoor sau va fi la un moment dat. Dar sunt foarte multe structuri quality. Structurile celelalte, încetul cu încetul, vor fi abandonate. Cu cât se curăță mai repede piața, cu atât outdoor-ul va avea de câștigat. Este inadmisibil ca o industrie întreagă cu zeci de mii de panouri, meșuri, structuri, ce orice vrei tu, să facă 25 de milioane de euro pe an. Este inadmisibil.